Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la Ciocana. Ciocana Sadoveanu 19, restaurantul Good by Alexandru Comerzan. Astăzi o să gătim regele grătarului, un ribeye. Și îl puteți găsi și la noi în meniu. Uite-o și frumos. Inițial era un ribeye pe os, dar mie îmi place să-l gătesc așa. Că așa toată grăsimea asta care e pe os. Morții mătii, eu de p***ădăi. Ribeye cu morcov caramelizat, cu un pic de oțet balsamic. Uite așa să-l tăiem, uite așa frumos. Aici avem un grătar saber, făcut din inox medicinal. Hai pentru bărbați, că este ceva bărbătește, cum ar fi GLS în lumea mașinilor, ceva sănătos. Apropo, grătarul ăsta are 5 ani de zile și arată pur și simplu impecabil. Go! Morcov. Un pic de ulei de măsline, bineînțeles. Aici îl folosim în restaurant. Gătim doar cu ulei de măsline. Nu folosim ulei de floarea soarelui. Nerafinat, e perfect în salat. Dar la gătit nu merge absolut deloc. De ce nu merge? Că are un punct de fum mult mai jos și devine cancerogen. Ribeye, sare. Noi avem 3 feluri de carne în restaurant, în funcție de unde îl găsim. Moldova, în primul și în primul rând. Spre fericirea noastră, Moldova a început să crească carne destul de gustoasă și maturată. Apropo, este un ribeye moldovenesc. Ucraina. Calitate mai înaltă, mai grăsuț, dar mai delicios. Și România. România merge mai mult pe mușchilețul de vită. Mult mai nice, mult mai plăcut, e deja maturat. Are weed edge, nu-i dry edge. E dry edge-ul, e maturare uscată, weed edge. E maturare în vacuum, dacă putem să spunem așa. Pic de piper, pe o parte și pe alta. Un lucru foarte important când gătiți carne la grătar, carnea trebuie să aibă temperatura camerei. Nici ca cum, nu din frigider. Măcar cu o oră înainte o scoateți din frigider. Uite așa frumos, grătarul la minim și punem ribeye-ul aici deasupra, să-l încălzim un pic, adică să-l coacem lejer. Să vă fac un tur pe restaurant? Deși good, de la cuvântul good în engleză, doar cu o notă moldovnească, să transmitem la noi tătă-i good. Nu-i fantastic, nu-i extraordinar? E bine, am vrut conceptul unui restaurant bun, preț, calitate. Și aia și eu cred că la noi pe piață un pic lipsește. Adem. Terasă, terasă. Badea Tolea a avut o idee fantastică să iei piatra asta care un pic se prevede, bineînțeles, ceva verdeață. Și cum a văzut tăți camera, tăți o spăriet. Acolo puteți să dea un băiet care gătește, ghișiți și nici. Am avut designer, designerul a fost Ana Lupaș. A făcut un lucru extraordinar. Culori calde, atmosferă de un loft. Am vrut să creăm așa o ambianță unde omul se simte liber. Să nu fie prea oficial. De asta așa am mers pe meniu pe masă să fie. Aici sunt vinurile. Avem în meniu peste 100 de vinuri, printre care, bineînțeles, majoritatea producători local, dar sunt și vinuri din străinătate, precum Spania, Italia, Chile. Două cuvinte despre meniu. Meniu simplu, dar cu bucate ceva mai sofisticat și aici nu găsim peste tot. Sau găsim... Hai, ați fiu simplu. Am pus în meniu și aici îmi place mie. Așa că... cam asta. Că, de exemplu, vânăta crispy, anghinare, care nu prea se găsesc la noi, tot le-am pus în meniu, cu un sos de anșoa, pătrunjel, o leacă de usturoi. Ah, ca busulic stă aici, știi? Avem și pizza, avem și burgerile din Vama Vechi, cine nu le-a gustat, au ocazia să le guste la Ciocana. Unul dintre cele mai importante lucruri într-un restaurant sunt băile. Sala de jos are în jur de 200 de metri pătrați, după care este sala de sus, care acolo să facem careva ceremonii, până la 60-70 de oameni. Ia ce frumos! Hai, vine să te vadă lumea, vine, fa să te vadă lumea. Ia că așa, cam așa ceva. Toți aici am pus suflet în toate detaliile. Haidea. Pentru cei care spun eu că i-a ieșit din bucătărie în ultimii 3 ani de zile și n-au unde mânca din mâinile lui Comerzan, știți unde să ne găsiți. Mai repet o dată, Sadoveanu 19. Apropo, miercuri, pe data de 7, facem deschiderea oficială. Până acum suntem în regim de testare. Așa că de miercuri vă așteptăm cu mare drag, Sadoveanu 19. Good by Alexandru Comerzan. Haidem la grătar, că eu cred că s-ar de morcov și ribeye. Să întoarcem ribeye pe partea cealaltă. Astăzi, doar 6.000 de sticle, maestro, avem un monosoi merlot și cu ribeye-ul se potrivește pur și simplu extraordinar. Apropo, îl avem și noi în meniu. Și încă o remarcă, cel mai bun vin roșu din Republica Moldova la Mundus vine. Așa că
Două soiuri al lui comerzant preferat, e Merlot și Cabernet Sauvignon. Bombă! Tax, morcoviolul nostru este gata. Îl ridicăm așa frumos, îl menținem la cald la a doilea etaj. La etajul 2, nu, cum era acolo? Scara 2, la etajul 7, dar noi e invers. Și abia acum, după ce s-a terminat morcovul, punem ribaiul direct. Îl țem în jur de 5 minute pe parte, 5 minute pe alta la etajul 2 și după care 3-4 minute pe parte, 3-4 minute pe alta direct. Chiar și dacă faci un medium rare, el oricum la mijloc trebuie să fie cald. Nici că acum nu reci. Despre vin, roada anului 2019, maturat în baric francez 12 luni. Inițial sunt un pic de piper, dar totodată este undeva și ceva afumat, furchiroșii, o vișină coaptă, undeva pe de departe. Wow, frumos, taninosul. Nice, cu cărnița ei și trebuie. Da, să vedem aici care e situația. Ok. Asta e sosul care noi îl servim, ribaiul, în restaurant. Nu vă spun, trebuie să veniți să-l încercați. Ribaiul gustos și fără sos. Da, cu sosul ăsta e pur și simplu... V-ați uitat cred toți la Fast and Furious. Știți că mașinile merg tare și bagă azot de cealaltă mașină și pe merge tare. Apoi așa e ribaiul la noi, sosul. Ia ca sosul e azot și ala. Din ce? N-am să spun din ce. N-am să spun. Nu. Ia că v-am arătat cam totul, dar ia că chiar totul nu puteți știți. Și să-i punem un pic de oțet balsamic maturat în baricuri. Și îl mai punem o leacă aici. 2-3 bucăți de morcov. Simte miros de zahăr ars de la oțetul balsamic. Pur și simplu fenomenal. Mai punem un pic așa pe farfurie. Ulala! Dulceața de la morcov, aciditatea de la oțetul balsamic e o combinație pur și simplu extraordinară. Îl lăsăm să odihnească un pic, dar ador ea ca partea asta de la os, de atât că e grăsime, carne, fenomenal. Și înainte de ne punem farfuria. Wow! Wow! Aici avem un ribai maturat în jur de 35 de zile. E pur și simplu superb la gust. Așa care spun că grătarul pe gaz nu e bun, încercați. E fantastic, e superb, e extraordinar. Mam, pic de sos. Voila, morcovul nostru caramelizat cu ribai și sos verde by Good Alexandru Comerzan. Un pahar de vin, un grătar, n-ai cum să nu știi fericit în viață. Eu azi eram nervos de aia că după ce pe dașa farfurie, gata, nu se ridică și dispoziția. Partea cea mai interesantă și partea cea mai frumoasă, degustarea. Gustul este un pic de grătar, aciditatea s-a păcută de la oțetul balsamic, dulceața morcovului, boba, un pic crocant așa, nerăsfearță, cum zice atât stimabilă Dinăcică Zaiț. Wow. De Dumnezeu sănătate lui băiatul ăsta care a gătit. Gustul ăsta de carne maturată și sosul este așa de proaspăt. Dar și să vă povestesc, veniți și gustați, știi? Vă așteptăm la restaurant, dacă nu la restaurant, ca de obicei, vineri cu o rețetă nouă. V-am pupat și ne vedem. Gata pe peste în joc. Wow.